Alex, ce faci? Ce mi-ai făcut în ultima vreme? Ce să fac? Am îmblânzit reni. Cum l-ai îmblânzit? Vrei să vorbesc serios sau spun eu? Serios vorbind, am avut foarte multe concerte și acum mă relaxez cu acest ren și la acest foarte frumos interviu alături de tine. Acesta este renul Matei, iar el este Cezar. Sunt ai tăi? Sunt ai mei, împreună suntem trei, dar grei, sărbători fericite, hei! Ai înțeles, mei? Spune-mi cum merge promovarea cu piesa Whisper. Merge extraordinar de bine, mersi că m-ai întrebat, ca să mă laud un pic. E o piesă care a prins, oamenilor le place și asta mă bucură foarte, foarte mult. Spune-mi cum a fost... Merge foarte bine promovarea și vă mulțumesc și vouă că sunteți alături de mine. Și vouă celor de acasă și vouă, eu. Spune-mi cum a fost la filmările videoclipului, unde l-ați filmat? Stai că zice el. La Snagov. Este un ren neîmblânzit acesta. Undeva la Snagov. Regia îi aparține lui Iulian Moga, pe care îl felicit, ai făcut o treabă foarte bună, boy. Și asta e, a ieșit un clip foarte drăguț. Mi se pare că e o combinație între dragoste la prima vedere, între ea așa, dar totul updatat. Am văzut că alergi acolo după o fată, riști totul pentru ea, așa faci și în viața reală? Cum, dacă alergi după fată? Dacă riști totul pentru dragoste. Bineînțeles, de riscat, de risc totul. La ce lucrezi acum, după Whisper, ce urmează? Uite, acum am venit alături de un prieten, Robert Dulică, face parte din managementul meu și ascultam niște piese pe care le-am compus de curând, îți plac? Da, i-au plăcut foarte mult. Avem un proiect mișto. Revenim un pic la rădăcini, mai facem și ce ne place, ne mai distrăm pentru fani, e bine. E bine că a prins amploare treaba asta cu Facebook-ul, am un Facebook care merge foarte bine, intrați să mă vedeți pe Facebook, Alex Velea Online, Alex Velea, mă găsiți acolo 100%, scrieți-mi, vă scriu înapoi întotdeauna sau încerc să vă răspund tuturor. Și o să le facem tot felul de surprize. Mă bucur că treaba asta a luat amploare, că sunt atât de mulți și care ne urmăresc și putem să le facem în surprize. Spune-mi, ce vei face de sărbători? Păi, evident că o să petrec cu familia, dar noaptea, familia, îți dai seama. Exact. Trebuie să vină Moș Crăciun în noaptea și trebuie să adun. Și Moș Crăciun pleacă la plimbare ca să aducă sacul. Ai prins-o? Da. Asta e. Și noaptea de Crăciun o să fiu în Giurgiu undeva. Pe 23 sunt la Iași. Nu știu, zilele astea 17, 18, 19, am 7 concerte, nu mai știu unde am. Am auzit ceva cum că îți place să gătești. O să faci sarmale de Crăciun? Să fim serios, îmi place să gătesc. E foarte mult spus. Îmi place să mă descurc așa, bam, bam, bam. Cu niște chestii mărunte. Adică știu să fac o omletă, niște cereale cu lapte. Nu, asta cu omletă sunt cel mai bun omletar. Nu face nimeni omleta cum o fac, eu jur. Sau mie îmi place cel mai mult omleta făcută de mine. Spune, am auzit bine ceva de un nou album cumva, acum la sfârșitul anului? N-am văzut că m-am desumflat, așteptam să-mi zici ceva. Albumul ăsta e o himeră, înțelegi? Se vorbește de albumul ăsta de vreo 3 ani, din 2008. Lucrez la albumul ăsta din 2008, am schimbat sound-ul de vreo 3-4 ori de atunci. E un album pe care o să-l lansăm strict pentru fan, pentru că sound-ul, clar, l-am schimbat. O să vedeți evoluția exact. Pentru că albumul ăsta datează încă de când construiam HaHaHa Production, încă de la începuturi. Spune-mi, care a fost pentru tine în 2011 cea mai mare realizare pe plan profesional? 2011? Cea mai mare... Faptul că mi-am alcătuit o echipă nouă, pentru că am activat într-o formulă mai mulți ani și deja mă obișnuisem, nu știam cum o să fie. Sunt obișnuit să duc lucrurile până la cap, știi? Și dacă sunt cu un om, să fiu cu el până la cap. M-a derutat un pic, înțelegi treaba asta? Și a trebuit să-mi fac o nouă echipă și sunt foarte fericit că mi-am făcut o echipă mai bună, înțelegi? Și asta cred că e una dintre marile realizări. Am făcut un show nou, asta o realizare. Am cea mai tare echipă. Producție, management, dans, echipa de scenă. Până la urmă sunt familia mea, pe care iubesc, cărora le spun pe această cale sărbători fericite, vă iubesc din suflet. HaHaHa Production e aici în inima mea. O să-l tatuăm la un moment dat tot undeva. Și ce să zic? Viva Smiley, viva HaHaHa Production, Alex Velea for life, baby! Asta e, sărbători fericite! Eu îți mulțumesc mult de tot și îți doresc să ai un an mai bun decât acesta. Și mai prost decât 2013. Sper să ne vedem și să mie cât mai multe interviuri, pentru că asta mi-a plăcut mult de tot. Pace, sărbători fericite, Alex Velea vă iubește mult, votați nouul meu single Whisper. Acum sunteți pe eu, nu mai aveți ce să faceți. Aia e!